S-a ars la bani. Un român a ascuns banii în sobă, după care i-a dus arși la bancă să-i schimbe. Soba este noua saltea în materie de păstrat banii, doar că metoda asta de economisire vine și ea cu niște riscuri totuși. Încă și leii sunt afectați de temperaturile ridicate, după cum vedem în imaginile astea cu banii arși. Nu știu de ce ar fi dat cineva drumul la sobă când afară sunt 40 de grade, dar clar nu e o idee bună. Norocul posesorului a fost că bagnotele mai aveau seria și numărul de identificare și 40% din suprafață încă mai era întreagă. Așa că au putut fi schimbați la o sucursală BNR fără să fie o pagubă mare de tot. Acum nu știu ce-o fi fost în mintea acelui om de a băgat fix în sobă. N-avea el așa un cont în bancă, un dulap, un plic acolo, că sunt sute de bagnote totuși. O fi vrut să-i crească economiile precum Cozonacu? Mă, nu se știe, dar dacă vrei să ai bani nu-i bagi în sobă.